ce spune Hristos, așa fac și ei minte întunecată ce spune tatăl lor, care stă pe tron și le spune, așa să faceți. Cum sfinții văd pe Hristos și pe Dumnezeu, așa-l văd și ei pe tatăl lor. Păi, domnul Becali, dar ăștia, mințile astea întunecate la care faceți referire, Rockefeller, Rothschild și așa mai departe, au făcut mii de mii de miliarde și până să se apuce să ne bage cipul în cap. La ce le-ar mai folosi treaba asta? Păi, mai departe? Păi, nu-i mai interesează. Păi, dar minte întunecat, păi nu interesează bani, că au, dacă au mii de miliarde, globul pământesc chiar lor toți, toate bogățiile pământului. Păi, asta. Ce-i mai interesează? Păi nu mai vor. Păi nu mai vor. Păi și vor, vor să ne curățe pe partea spirituală sau care e ideea? Păi asta vor. Nu-l vor pe Hristos, nu vor crucea, nu vor lumina. Asta nu vor. Pentru deci, că mintea întunecată și vor... Stați un pic, domnul Becali, și o rezolvă din chip? Adică sunt oameni credincioși care sunt credincioși de la mama natură. Păi domnule, eu spun ce spun sfinții părinți. Și ce spun sfinții părinți, eu cred și vă spun vouă. Nu spun de la mine. Voi știți că sunt nebun. Băi, eu nu sunt nebun. Eu spun ce spun sfinții părinți și gata. Dacă voi știți că sunt nebun, să fiți voi sănătoși. Eu nu zic că sunteți nebun, că dacă vă bănuiam de nebunie, nu vă invitam să interveniți în emisiunea asta. Da. Nu? Eu spun ce spune Sfântul Efrem Siru în Apocalipsa. Păi, uite, împreună cu... la Apocalipsa, zice Sfântul Efrem Siru. Împreună cu noi se află și părintele Cristerheș, departe de a fi vreun apostol al vaccinării, dar îl întreb și pe domnia sa și pe partea religioasă.